altă porțiune, peste 200 de metri, altă echipă, aceeași situație. Mașină, tractor. Bună ziua! Bună seara! S-a terminat lucrul? Da. Ce se întâmplă aici? Cum ce se întâmplă? Lucrați! Lucrăm! Și ce faceți? Scoatem trui. Dar de ce le scoateți? Așa au zis eu. Nu era Guinness și sistem de irigație? Nu știu. Și gata, pe azi poate gata? Poate era bine, da? Da. A fost cândva bine. Dar cum îi spune șefului? Nu știu ea cât șefului. El e în mașină? Pare că nu o spune noastră. Tot ce e posibil. V-am văzut. Tot ce e posibil. Asta a fost cândva sistemul de pompare a apei. Ia uitați-vă cum arată. Excavatorul pregătit. Amuș, haideți că acolo dacă fură trubile, am înțeles, dar aici scot ca varvarii tot ce înseamnă sistem de irigație, dar e din trube de astea, de beton. Uitați-vă cum au distrus tot și continui ca varvarii și în momentul de față se distrugă. Iată, uitați-vă și scot din pământ. Cât cheltuială îți trebuie și cât de nebun treci la cap să seche așa hândicuri, să scoți sistema de irigație și nu pui nică înapoi. Ia ca așelea strubile de la irigație. Ia ca aici e pompa apa și ia câte-le sistema. Și atât varvarii, dar pui aici azi bani să sechi tu canalurile astea și așa să stuge înapoi. Ia uite să. Și noi, Moldova n-are bani. Câte investiții au trebuit de făcut în trubile astea? Și ăștia le-au scos. Și dacă le-ai scos, eu înțeleg pe cele le-ai dat la metal, ai făcut bani, dar pe astea unde le dai? Dacă fugi șeful, l-a luat pe angajat și se duce. Băi băieți, ăștia sunt nebuni de capă. Păi și scos trubile astea, băi. Păi asta e investiții, băi. Pentru ce le scoate, mă? Unde le duci, mă, trubile astea de... Au, Chico! Luavar dracu de nebuni, băi. Domnilor deputați care ați mai rămas pe acolo, uitați-vă și fac varvarii ăștia, mă. Eu înțeleg că o scos trubile de metal, le dau la metal, dar pe ăștia de ce le-o scos din pământ? Ia ca să văd cum au fost gândite cu cauciucuri. Păi, dar pe ăștia sunt investiții de milioane, mă. Cum mai vă permiteți? Și cât se vede cu ochii, tot o scos. Toată sistema de irigații. Toată sistema de irigații. Până în Valic, eu am văzut cât am mers de la ceilalți. Dacă eu știut, nu închidem video-ul. Păi trebuie de pus mâna pe un furtun de ăsta de uși să întrâșe ca în hoțe de cană. Ei, când noi mai punem mâna să facem investiții ca să luăm, să avem sistem de irigație? Și asta au fost făcute de sovieti și încă. Și astea sunt investiții enorme. Băi, dar pe ăștia sunt turbați de capă. Și noi acum facem dezbateri că nouă ne trebuie sistem de irigație, că noi, Moldova, suntem într-o zonă aridă, arșiță. Și ăștia nebunii râmă, fărâmă, scot. Interesant, ce vor să fac tuburile astea? Cât să vie dincolo, uite tub. E că așa arată dezastru în Republica Moldova. Evident că presa n-are când. Așa că ideea și le-o scos. Așa e muncă întâi să le pui. Asta e muncă să le pui. Nu e vorba doar de bani, asta e muncă. Câți bani îți trebuie, dar acum câți bani le-o trebuie să scoată trubile astea? Cine a plătit toți banii ăștia că scoată trubile? Că să-mi spun și mie. Cine a plătit banii ăștia? Cine a plătit banii ăștia? Care nebun? Care guvern o dat bani? Că aici îți trebuie milioane de lei să săchi, să scoți trubile astea. Care n-ai și faci cu ele? Ce să faci cu trubile astea? Să faci horn la casa lui Dodon? Băi, ăștia sunt nebuni de capă. În timp de pandemie, fermierii n-au motorină cu ce să are pământul, ăștia râmă de ied, dracu. Ia uitați-vă și munți au făcut. Ia uitați-vă și munți au scos aici. Munți de pământ au scos, scoat trubile din pământ. Și ia uitați-vă în spatele meu. O scos tot. Asta nu-i stată, de atâta lumea se duce de aici, așa nu-i stată, așa e debil la putere. Varvari. Nu mai zic de sistemul ăsta care a fost lichidat.
Și ei încă au întreprinderi, au angajați, au datorii la salarii. Bă, la ce dracu aveți voi datorii la salarii, băi? Voi ce faceți de aveți datorii la salarii? Dacă ați distrus sistemul de irigații, întreprinderi de stat care are, director are... Apa e zvorul vieții. Au furat motoarele toate. Astea erau, ia uitați-vă, o serie întreagă de motoare de, înaltă putere. O ciordit tot și o putut odată tot la metal. Și asta e pe traseul Chișinău Ștefan Vodă. Ia uite, ia uite debilii. Și pe asta o tăiet-o s-o smulgă, vedeți? O tăiet-o cu, gazosfar, ca cum se numește. S-o smulgă de aici. Că ăsta e un stâlp care ține construcția asta. Dacă este stâlp din metal alături de ăsta și îl o tăiet să-l dăie la metal și pe ăsta. Vedeți? Și încă unul în colț și ala. Ăsta ținea construcția pentru siguranță, că dacă se rupe betonul, măcar să rămână și al de, șer. Și ăștia l-o tăiesc pe ăsta să-l scoată. Dar cum oamenii? Oamenii se uită că fură Dodon, fură procurorul, fură Placotniuc, fură Filat, fură Ghimpu, fură Valerică, fură Mișulică, fură toți și nu fură și ei. Și uite trubile cum erau, gândite, planificate. Ia uitați-vă și frumos. Vine dintr-o trubă apă, se duce mai departe. Sistem de irigație. Și asta e perfect funcțional, că asta, nu trebuie tehnologia secolului 21. Asta apa curge la vale. Apa e izvorul vieții. Apa e izvorul vieții. Izvorul... Ai, ce să le spui la tâmpiți? Tâmpiții n-au nici lege, n-au nici Dumnezeu, nu crede nimic. Nu-i ajut pe ăștia, nici Europa nu-i ajută nimic. Pe ăștia numai pușcărie trebuie să-i ajute. Dumbrava, 30 km, e traseul care duce spre... Aici e statele Iermoclia, după Iermoclia... S-18. Stații de energie electrică. Nu mai am cuvinte. Măcar vă documentez pentru... Noroc, pentru posterioritate, vă documentez să vedeți cum varvarii și bandiții ăștia care nu țin la neamul ăsta termină de distrus și eu mai avut de distrus. Oricum nu-i pot împiedica, nu sunt procuror, nu sunt ministru de interne, ăștia toți sunt o brigadă. Toate câmpurile astea, uitați-vă, toate fântânile astea erau și irigau. Ăștia toți irigau. Și ăștia ne povestesc la televizoare că ei vor face sistem de irigații. Ei vor face sistem de irigații. Când, băi? Când ai să faci sistem de irigații? Că astea sunt trubile care le fură. Care le fură debilii și ceilalți. Și uite, astea sunt toate fântâni la rând, astea vin din Nistru. Astea vin din Nistru, aici pompau apă și irigau toată zona asta. Băi, dacă te-ai dat jos de mașină și am fugit eu din urma voastră. Bă, ți-am luat și mă crezi că ți-ai bătea face, mă crezi că eu. Băi, vezi ce fac varvarii ăștia. Unde găsesc căpșunii ca mănăstire, băi? Am uși, ne orientăm. Voi vedeți ce fac varvarii ăștia, au scos trubile, eu tot înțeleg, pe ești din metal le fură. Da, da, da. Dar pe ești din beton, pe ce le-au scos? Poți să le vândă și nici n-am auzit. Marta și Maria am auzit, da? Nu, mai ai până la Ștefan Bun. Și ziciți, bă, ia că ziciți ceva de varvarii ăștia. Bun. Leova. Na, nu le mai zic nici că n-are sens. Bun, cheamă. N-ai cu cine vorbi, dragi prieteni. Lumea se oprește. Aici toată lumea înțelege că n-ai ce le faci la, varvarii ăștia. N-ai ce le faci și n-ai ce le spune. Dragi prieteni, aici eu filmez și documentez. Va veni ziua când vom schimba guvernarea, vom schimba administrația statului, inclusiv procurorul general. Și cei care nu au anchetat, procurorii de pe la Ștefan Vodă, am înțeles că sunt toți socialiști. Și toți socialiștii stau în spate la schemele astea cu scosul trubilor. Socialiștii stau și eu răspund pentru cuvintele mele. Și Joluci, și Zlobuci, și toți drașii ăștia, procurorii care, anchetează cazuri și fac bani de pe cazurile astea, toți sunt socialiști.
Când dracu ați trezat că neamul ăsta de moldoveni a dornit să înțeleagă că ăștia ne omoară și prezentul, ne-au distrus trecutul, ne-au deportat bunei, ne-au ușit prezentul și nimântul și viitorul. Mai aveți să-i votați? O lăsat și tehnic, o lăsat tot și când m-au văzut, au fugit, o lăsat și excavator, o lăsat tot. Parcă le dai cu sare în ochi. S-au suit în mașini și s-au dus, ia uitați. Au rămas excavatorul. Da. Scrieți și voi. Și gândiți. Anticipate, numai asta ne opresc bandiții. Numai asta, numai în așa mod am să oprim bandiții.